Ok, salutare băieți, bine v-am regăsit la un nou videoclip. V-am pregătit un deck foarte bun. Deci nu mă gândeam că o să fie atât de bun după nerf-uri. Ok, avem aici un paladin, nu i-am pus încă nici numele. Încă nu știu exact ce este. Nu-i foarte agro, nu-i nici control, e un fel de mid-range. Da, ciudat sună, mid-range, hai că și până numele. Mid-range paladin. Ăla-i. Ok, ce avem aici? Ei bine, jucăm cu Librem of Wisdom. Avem Librem of Hope. Avem așa, Librem of Justice, una singură. Nu am avut nevoie de mai multe niciodată, n-am simțit că aș avea nevoie de încă una. Avem pachetul de secrete, mai puțin ca de obicei, dar suficient. Avem două arme să scoatem secretele. De preferat să nu, dacă le prinzi în mână, aruncă-le, nu le ține în mână. Vrei să tragi arma, vrei să tragi secretele automat. First Day of School. Da, eu da, North. Nu mai joci la unul mana. Îl joci pe ăsta la unul mana dacă îl prinzi. Sau îl joci pe Knight of Anointment. Asta, în schimb, o să genereze resurse pe mai târziu. Am observat că 3 cărți de 1 sunt mult mai ok decât 2 cărți de 1 și automat să joci una. Atarma că îți garanta că la tura 1 tot timpul ai ceva jos. Dacă, de exemplu, nu prindeai niciun mob de 1, jucai First Day of School și jucai o carte. Dar din ce am observat eu, First Day of School e foarte bună așa cum este acum. 3 cărți de 1 mana sunt foarte bune. Sunt multe cărți care merg la combo. Poți descoperi alte cărți. Eu zic că nu e un nerf foarte mare. Ok, o să vedem. Primul lucru, nu mai avem Crybe Rider. Da. După cum am spus și în videoclipurile anterioare, Warrior-ul probabil că o să fie singura clasă care încă o să mai beneficieze de el. Clasele mai agro, cum suntem noi, mid-range, mă rog, agro, nu mai are loc. Deci nu mai e de ce să joci cartea aia. A murit pentru paladin, asta e. Dar avem Penflinger. Da, și asta nu mai e ce-a fost în urmă cu 2 luni. Nu mai dai damage face. Dar de multe ori poți să golești tabla. Adică, de exemplu, are mulți mob micuți. Imaginează-ți că joci Librem of Justice, care probabil că o să joci la 1 mana sau 2 mana în funcție de câte ori ai redus costul aia cu ori cu Attendant-ul, ori cu, avem aici, True Seeker-ul. Și după aia, automat, dacă mai ai 2-3 spell-uri micuțe, deci faci toți cu 1 viață, dai Penflinger, spell, Penflinger, spell, golești tabla cu un Penflinger, ți-l ridici înapoi în mână. Poți să-l și, dacă de exemplu are un, nu știu, mai mult mob și simți că trebuie să joci pe Penflinger-ul și ultima oară și nu mai ai spell. Joacă-l și-a făcut treaba, e ok, am văzut și eu multe meciuri. Nu trebuie să forțezi ca să te gândești, bă, cum să-l fac să fie tot timpul în mână. Dacă, de exemplu, ai bolit o tablă întreagă cu Penflinger, eu zic că și-a făcut treaba, e ok. Ok, avem heal. Avem foarte mult heal. Da? Cum ziceam, foarte mult heal. Cartea asta o să joci, nu o să joci niciodată la 7 mana, o să joci la 4 mana, pentru că aceeași chestie, o să jucăm Aldor Attendant, o să jucăm Truth Seeker, reducem costul aia, o să facem de 4 mana, 3 mana, depinde. Ok, Papil. Nimeni nu joacă cartea asta, băi, mie mi se pare că e foarte bun. Adică, cu câte buff-uri avem în deck, de multe ori o să joci cartea la 0 mana. Și sincer, 0 mana, 4-5 cu Taunt și Divine Shield, eu zic că e decent. Adică, dacă întâlnești pe cineva care e foarte agro și vrea să-ți deie în continuu doar face, o carte de genul ăsta o să-l oprească. Așa, Fordring tot timpul îl jucăm pentru că trebuie să trecem pe Lady Leadrin. După ce jucăm multe din astea, spell-urile astea care le jucăm aici, o să jucăm Lady Leadrin, o să ne umple mâna probabil 2 Hand of Adal, e de preferat să le avem. Măcar un Librem of Hope, nu-ți recomand să joci Lady Leadrin înainte de să dai măcar un Librem of Hope. Ai nevoie de heal, ai nevoie de taunt. Așa, Librem of Wisdom, o să ai multe mână, o să ai foarte multe când joci, deci îți umple tabla. Ce ar fi foarte nasol? Devolving Missile, dacă de exemplu îți buffezi, de aia ce-ți recomand? Când de exemplu ai jucat Lady Leadrin, da? Îți dă 7 sau 6, îți dă 6-7 bucăți de Librem of Wisdom, da? Dacă ai 2-3 mob jos, nu-ți bafa doar un singur mob, joacă mai despărțit, joacă pe 2-3 mob. Asta exact pentru Devolving Missile, în caz că are mai multe șanse ca să nu ți-l nimerească și pe ultimul cum ar veni. Dacă ai pui tot într-unul singur,
The Devolving Missile, se l-o stins pe ăla, nu mai ai niciun Library of Wisdom. Așa. Ce mai, ce carte are? Am pățit și eu, am făcut și eu greșeala asta într-un match. Am pus toate buff-urile pe Lady Liadrin, le-am făcut, nu mai știu cât le-am făcut, 18 sau 17 cu 20 sau 19. Ce-a jucat el? A jucat bufniță. M-a dat Silence, toate Library of Wisdom s-au dus. Pa. Deci nu-ți recomand să faci chestia aia. Împarte cât mai mult țintele ca să fie mai greu și să-ți dea Silence sau să-i dea Devolving. Hand of Adal, avem și Card Draw, normal, asta o să și primim înapoi în momentul când jucăm Lady Liadrim. Blade Master Samuro, imaginează-ți o tablă mare a lui, da, face 7, 8, 8, 8, 10, 10, nu știu, 5, 5, mai multe, are mai multe cărți, da? Tu ai jucat Lady Liadrim, ai 6, 7, 8 bucăți în mână de Library of Wisdom. Da, joci, chiar am pățit într-un match, joci frumos Samuro, îl buffezi, îl faci 9, 10, 11 atac, dai o bucată și s-a dus tot, nu mai este nimic, a golit tabla, o să iasă afară, dar nu mai are ce să facă. În principiu o să avem tot timpul un secret, commander e foarte bun, 3 mana, 3, 4, ce să mai zici de el? Și ca status e foarte bun, dacă mai te și gândești că tragi o carte, e perfect. Bun, secretele sunt Reckoning, nu prea se joacă foarte mult, dar sunt mulți care nu joacă împotriva lui, deci nu știu să joace. O să greșească de multe ori. Oh my god, foarte bun secretul. Galloping Saver, e decentă. Ideea e că sunt multe clase, cele de control, care o să stai cu secretul ăsta până se triguie, poate și 15-20 de ture. Pentru că o să joace tot o carte, maxim 2. E foarte ușor să joace împotriva ei. Bă, cam asta e deck-ul. Eu am mers cu el 12 cu 3, e decent, nu se așteaptă mulți, e paladin ce-i în meta. Eu zic că nerf-ul nu i-a făcut așa de mult rău, nu mai jucăm atât agresiv, vedem aici Conviction, nu-l jucăm, nu-l jucăm agro noi, suntem mid-range paladin. Ok, am vorbit destul, hai să vedem ce face pe ladder. Salut! Bine măi, hai să vedem cum merge pe ladder. Dacă tu l-am făcut, încercăm să vedem dacă e viabil, dacă e bun. Bun. Paladin cu paladin. Ok. Nu cred eu că o să joace varianta mea, dar hai să vedem. Lady Liadrin, cred că e totuși cam prea early să o țin în mână. Așa da. E ok. Bun. Hai să vedem. First day of school? Nu, hai să jucăm asta. Pare mai bună. Devout Puppies. Opa, uite că joacă și el. Na. Și bafează. Ah, nu, trage card. Interesant. Interesant. Bine. Hai că am terminat practic coin-ul. Avantajul care l-a obținut cu coin. Bine, și-a tras o carte, ce-i drept, da? Măcar pe tablă, nu reușit să-l omor. Asta nu-mi place în mod special, sincer. Aninus. Am aici totuși ceva. Carte bunicică. Dăm 3, un dăm 1. Hai că-i dăm dacă tot îl avem în mână. Sau nu, hai să jucăm așa mai bine. Mai bine avem o armă peste două ture. N-avea rost să-l lovim, pentru că oricum acum când o să-l lovească ori face, ori atacă mobul, o să moară. Deci e ok. Bă, dar mai ai multe prostii de alea. Hai să face 3 de la ce? Băiat. Băiat ca lumea. Ok, hai să vedem aici. Mai are un mana, are un secret. Ok. Are un secret. Aldor Peacekeeper. Hai să vedem. Ok. Totuși e bun player asta. Ok.
Bine. Hai că am prins bine acolo. Măi, ai mână destul de bună. Chiar am prins mod decent. Mă, încă mai joacă arma asta. De ce nu a făcut trade-o acolo? Nu înțeleg. Are cumva să-mi înamoare? Ah, reckoning. Bun. Am înțeles. Ok. Am înțeles. O mai am. Ok. Bine. Lămurăm pe Flingerul. Hai că lămurăm. Băgăm și fragmente în deck și mergem face. Hai că și-a făcut treaba pe Flingerul. Gnarly. Poate totuși nu o să-l omoare. E și posibilitatea asta. Cred că mai bine jucam totuși. Nu știu dacă am neapărat nevoie acum de Soul Fragments-uri. Face trade-ul? Da, face trade-ul, bă. Era de așteptat, normal. Mai e secret? Arme, ce mai e? After you summon a mon... Bă, dar are ceva secret asta, mă, da? Ok, hai să vedem ce are secret. Nu e ăla. Nu e nici ăla. Tragem atunci. Da, probabil că e... Hai să nu lămurăm măcar. Hai, Avenger. Ok. Ok, Avenger. Atunci stăm bine. Stăm foarte bine dacă e Avenger. Câte spell-uri am? Am jucat câteva. Cred că de 3 ori sau de 4 ori am pus, cred că. Live Room of Wisdom și odată Hand of Adal. Asta e carte lentă aici. Deci Avenger jos să ținem cont de chestia asta. Asta nu mi-a plăcut. Asta nu mi-a plăcut. Cât damage am eu aici? Hai să vedem. Hai câte să faci trade-ul? Că cu ăla, pe cu ăla, trade-ul totul faci. Bă, de omoră nu-l omor, ce-i drept. Dar niște cărți tot joc. Da, câteva tot jucăm. Nu știu cât damage aici, chiar nu știu, dar o să mergem pe aici. Pare decent. Bun, am mai trebuie heal, să golești tabla și să pui ceva pe tablă. 7 mana. Ce zici? Există oare cartea aia? Nu prea. Slabe șanse. Da, există cartea asta. A, vrei să-mi omori? Ala, omori. Dacă de ăla ți-e frică. Ok, ok. Bun. Bine. Bine. Mai pune, mai pune, pune, tati. Ala, mor și pe ala. Bine, măi. Ok, hai să tragem prima dată o carte. Ok. Mă așteptam la cartea aia, da? Hai să mai tragem o carte. Ah, încă nu mai. Acum. Una, două, trei, armă și noapte bună. Bun, next. Hai că mă ne-am încălzit. Hai, trebuie să ne revenim puțin cu rank-ul, că am jucat multe deck-uri mim. Nu e bine, nu e bine ce am făcut acolo.
Druid. Druidul, hm? I will fight with honor. Secret. Nu poți să-l ții. Oricât de bun e, 3 mana, 3, 4, dacă nu ai un secret, bine, acum nu-l veni 2. Nu, n-avea nimeni să știu că urmează, să poate nu prindeam niciun secret și stăteam cu el în mână. Dacă nu ai garanția că măcar un secret ai mână, nu se merită. Chiar nu merită, părerea mea. Sunt alții care îl forțează și îl ține în mână în ideea că, bă, sigur îmi vine unul, că am multe, am 5-6 secrete și... Dar de multe ori nu-ți vine și stai cu el în mână și te uiți la el. De-aia nu... Nu-ți de părere că ai nevoie de el. Băi, dar gândește asta un pic. Ce faci? Ce faci? Ai adormit? Ok. Aparent s-a trezit. Hai că se poate. Ai de gând să joci ceva sau? Bă, Doamne ajută. Ok. Nu știu de ce am impresia că mulți joacă jocul ăsta ca un șah. Deci cum poți la tura a doua să stai atâta? De ce? De ce ai vrea să stai la tura a doua? Și să te trezești după aia și să joci ce trebuia. Măcar dacă dădea prost. Stai o oră și te gândești prost și dai face după aia să poți să bafezi. Băi, ce oameni, mă! Ce oameni! Cum îi găsesc pe ăștia noștri? Nu știu cât de bună e cartea aici, dar... Na, nu merita niciuna să joc. Adică heal nu prea pot să dau momentan, murloc chiar n-am în deck. Asta măcar în două ture, în 2-5 cu taunt. Un buff pot tura viitoare să... Vai, dar cum gândește asta? Cum gândește omul ăsta? Asta o să-l jucăm, să-l buffăm. Ce ziceți? Da. Nu știu exact, Primordial Druid joacă sau ce joacă, nu știu. Ideea e că tura asta aș vrea să joc Yogg. Dacă joacă spell-ul de-i dă 2 mana cristal, îl stric. Dacă nu joacă niciun spell, e ok că toată tragem o carte cu asta. Ok, cred că l-a avut în mână. Dar cât de nervos a apăsat că l-a avut în mână. Cred că l-a avut băiatul. Și cred că nu mi-a plăcut ce s-a întâmplat acolo. Ok, merge face. Avem tot Yogg's Run. Ok. Foarte lentă cartea. O să jucăm secretul ăsta. Am vrut să joc și asta, sincer, dar... Hai să nu poată să-l omoare. Ce zici de asta? Ce zici tu de asta, că nu pot să omoare? Și tu mai trebuie să dai și cu face-ul. Frumos. Acolo vreau tura 4 și că am câștigat meciul. L-am blocat. Oh, și să vezi care și drumul. Bine. Ok. Bun. Nu, care-i moare ăla. Și aici nu poate să-mi moare chiar tot. Cum dai? Ok.
facem așa atunci și mergem face. Da, cred că e cazul. Ce avem aici? A, tot o mai iau. Știu decola, pare destul de enervant o mai iau pentru decola, sincer. Vreau să bafez și am. Tare. Cred că te-am bătut cu o mai iau. Ce zici? Să fie aia carte care te scos afară. Ai jucat un secret? Sau... Nu, no, hai să jucăm așa. Mai bine așa. O să am arma asta. În caz că cumva se întâmplă ceva în meci, am nevoie de arma aia să-mi dea heal. Nu văd ce s-ar mai putea întâmpla. El e cam forțat să joace spell-urile lui mari și am o mai iau jos și știe și el asta. Și nu are cum să mi-l scoată. Sigur, deja de 3-4 ture vă să joace un spell. Îl simt că vreau să joace un spell. Am jucat și eu mult de acolo. E foarte ok, dar în momentul când e oh my god împotriva ta... Da, cam nasol. Cam nasol. Exact ce ziceam. Exact ce am spus. Totuși... ce noroc aici, mă. Bravo, mă. Fain. Fain acolo. Mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut acolo. Cum au unii așa noroc, nu știu. Nu mai ești. Hai că stric eu și norocul. Te fac eu să nu mai ai nici noroc. Cât noroc să tot poți să ai. Mai ho. Mai se termină și norocul ăla. Se mai termină. Zece cărți în mână. Ok. Mai ai un Guardian Animals acolo. Hai că nu mai am o mai iau acum jos, poți să joci. Chiar dacă preferam să am și acum o mai iau jos, sincer, chiar preferam, da. Da, nu tot timpul. Îți iese. Aici l-avem pe Fordrin, dacă simțim că avem nevoie de Lady Leadrin, că e cea mai mare carte acum din deck. Da, nu cred că mai e nevoie. Sau? Strică el planurile. Ok. Ia să da. Da. Bravo. Da, era. Nu-i mistake, ai făcut bine acolo. De ce zici că mistake, bă? Ai jucat chiar bine. Ideea e că acum o să joc cartele astea, că deja... Deja nu-mi place că nu mai am secrete. Nu-mi place să nu am secrete în fața ta. Hai, Omayog. Nu e Omayog, dar poate să creadă că e Omayog. Se poate și aia. Chiar e posibil. Hai să dăm joc împotriva la o mai iau sau... Nu. S-a băgat de tot, e ori, ori. Ori aia, ori numai... Nu știu cum golește el tabla aici. 4...
Aia doare. Bă, a durut foarte tare Cristian acolo. Foarte tare a durut. Și pe mine parcă m-a durut. Așa face un om când nu știe ce să mai facă sau cum. Băi, să fie ceva taunt nasol. Să sperăm că nu. Și nu. Pentru că mă duc face. Pussy. Next. Vedem cum merge. Să vedem, o fi ceva? Câștigăm și noi ceva meciuri. Decul aia de mim chiar m-am dus nasol. Pe ladder. Hai să vedem, poate mai revenim cu decurile astea. Gerash. Ok. Băi. Nu vreau secrete în mână. Ce e așa de greu de înțeles că nu vreau secrete în mână? Și nu vreau nici cartea asta dacă nu am secrete. Nu prea se pupă nici cum. Control Warlock. Warrior, place. Place Control Warrior. Pare chiar fain. N-am jucat încă, vreau să-l joc. Dar pare destul de mișto. Hand of Adal, pe un mă. Bine. Bine mă. Hai să vedem ce face. Hero Power. N-am secret. Le-am aruncat, am zis că poate prind unul. Shield Slam, bravo mă. Cura asta, cura moartă. Hand of Adal, bun. Oh my god. Păi și băgat 8 armură. Păi și m-am gândit să-i joc Librem of Wisdom cu coin. Păi zic că nu are el exact ce trebuie. Uite cu obiect. Am avut exact ce trebuie. Interesant. Cred că nu se sparge marmura aia, nu-mi place care arată armura. Nu-i că avem măcar o mai iau jos. Măcar atâta. Ce face? Mă... nasol pentru amândoi. Destul de nasol pentru ambii a fost aici. Dacă-i plăcut nici lui, dar nici mie. Glide. Foarte tare. Și nu cred că au avut mai multe cărți în mână. Au vreo 7-8 și eu. Dacă stau să mă duc aminte, da, au avut 6 sau 7 cărți. Bun, să le omorâm asta. Mergem cu asta. Așa, și mergem face. Acum l-a prins pe Rattlegor. Încă nu pot să-l joace. Ai o tură. Acum, nu știu, o să vrei să dea ceva spell.
Iară. Da. Te-am cam simțit. La viitoare vine Rattlegor. Nu mă interesează de mobile ăștia lui. Chiar deloc. Sau mă interesează de mobile ăștia lui? Nu mă interesează. Dar deloc nu mă interesează. Nu știu dacă mă crezi sau nu. Dar chiar deloc nu mă interesează. Hai, joacă Rattlegor. Hai că e momentul acum, te simt. Simt că vrei să-l joci. Simt acolo că e în mână frumos, te așteaptă. Numai să-l pui jos. Ceva, Rattlegor, nimic? Bă, ești cam mort, dacă nu... Pui armură sau ceva. Tă-te la el ce are acolo în timp. Bravo. Pune-mi presiune cu el în continuare, nu vreau să nu ce se pune să stea. Nu vreau să joace pe Rattlegor când e tură goală de-a mea, când n-am nimic pe tablă. Că atunci poate să-l joace așa, dacă îl forțez să nu joace nimic, moare, n-are ce să facă. El acum vrea să joace cartea aia. Nu poate de mine. Ce mai e acolo? Hai. Mai jucăm una. Mai mergem o dată face. Să fie finish-ul. Gata-i. Până aici s-a fost Warrior. Mai ai ceva cărți? Nu vezi că nu-l omori. Nu știu dacă ar se vadă că e cu unul mai mult. Popă, tata. Ce faci? Ah, you choose death. Ah, ok. N-am știut exact. Nu eram foarte sigur ce vrei să faci. Bine, măi, asta a fost videoclipul. Paz. Ne auzim data viitoare. O zi faină să aveți.